Vă salut! Am revenit în atelier după o perioadă scurtă de pauză, de câteva zile. Îmi voi continua activitatea la aceste roinițe. Pentru cei care n-ați văzut și celelalte filmulețe, voi lăsa în primul comentariu link-urile cu celelalte filmulețe de la început, cum am început să prelucrez polistirenul. Astăzi voi continua cu elementele din lemn. Vă spuneam eu că la aceste roinițe am să pun niște întărituri din lemn la falț, unde vin ramele, și la partea de jos unde o să vină urdinișul. Cam asta o să vă arăt în această filmare. Am aici sub această masă niște resturi de grinzi. Voi face din ele acele întărituri din lemn. Să vedem câte mi-ies, o să calculez și vedem din ce le scot pe celelalte, dacă nu mi-ajung din ce am eu aici. Prima oară am să schimb blatul ăsta glisabil. Am să-l pun pe acesta fix. Intră aici fest, perfect la față. Prind cu un orșurub acest blat fix ca să nu se miște în momentul când trec cu lemnul deasupra. Bun, și acum s-a fixat. A să nu fugă, pentru că aici eu am sistem glisabil pentru aceste blaturi și blatul ăsta vreau să-mi rămână fix aici. Voi fixa circularul acum la 30 de mm. Am fixat la 30 de mm. Acum voi lua toate aceste grinzi și le voi spinteca la 3 cm.
Gata, le-am spintecat pe toate la 30 de milimetri. Le-am așezat aici pe circular. Acum fixez circularul la 20 de milimetri și le spintec pe toate. Am fixat la 20 de milimetri acum. Le-am dimensionat pe toate, 30 pe 20 de milimetri. Acum le așez aici pe această masă și urmează să le fac acel falț la o parte din ele de 10 pe 20 de milimetri. Le-am așezat aici, le-am calculat din acestea. Îmi ies cele cu falț. Acestea care le-am dat aici sunt la partea de jos, unde vine urdinișul. Și astea îmi rămân, o să le spintec, să le fac picioarele la roiniță. Acum, pentru că nu am freză, o să fixez pe circular și o să tai, să fac falțul din circular. O să fixez de două ori. Odată partea lungă de 20 de milimetri și odată cealaltă parte de 10 milimetri. Și pentru că atât blatul cât și pânza nu se pot regla și eu am nevoie aici de o dimensiune de 20 de milimetri, de exemplu, acum, jonglez și din blat, o să pun pe blat aici
atât cât am nevoie, un 10 mm, 20 de mm, depinde cât am nevoie, ca pânza să-mi iasă, de exemplu, acum fixez la 20 de mm. O să mai pun un USB de 10 mm și o să-mi rămână pânza în afară de 20 de mm. Jonglez și din pânze, am mai multe dimensiuni de pânze. Vedeți, și mai mici, și mai mari, mai am și pe acolo, chiar și acolo una mai mare. Și voi schimba pânzele, acum am nevoie de 20 de mm, am să pun aici un USB de 10 mm și o să-mi iasă pânza 20 de mm. Iar pentru cealaltă tăiere, la 10 mm, voi pune această pânză mică și cred că asta nu mai trebuie să mai pun pe blat, că iese exact 10 mm. Am fixat circularul, am pus această placă de USB de 10 mm, acum pânza mi iese 20 de mm în înălțime. Am pus și acest piepten ca să-mi țină împinsă bucata de lemn și deasupra aici ca să-mi țină apăsată și am făcut și proba. Acesta este canalul. Aici îmi rămân 10 mm. Da? Așa. Și adâncimea canalului de 20 de mm. Urmează să mai fac aici o tăietură ca să formez falsul de 20 de mm cu 10. Am terminat prima trecere. Vedeți că toate au canal acum. Acum fixez circularul 10 mm să-mi iasă pânza și 20 până în firung aici. Să formez falsul. Gata, am fixat circularul. Tot la fel, cu șipcuța aici. Am folosit de aceeași piepteni și așa a ieșit șipca cu fals. Am rămân și aceste ștraifuri și o să le folosesc la fundul roiniței. Dacă le făceam cu o freză, bucata asta era talaj. Așa. Le fac pe circular și mă folosesc și de aceste baghețele de 8 mm pe 18. Da, uitați cum lucrează acest piepten. Deci el are rolul de a împinge bucata de material să nu se miște și să nu arunce înapoi în cazul în care, deci nu, ea intră de intrat, dar înapoi nu mai trece. Da? Glisează doar înainte. Așa, dacă rămâne o bucată de lemn cu un nod, nu sare, pentru că am acest piepten care îl ține pe loc aici. Mai ales la ștraiful din aceste mici, care nu pot să ții cu mâna. Ați văzut că mă folosesc de acest împingător. Am făcut așa o bucată de lemn în decupaj aici să pot să împing materialul.
Gata, am terminat de fălțuit toate șipcile. Acestea sunt, le-am așezat frumos aici. Acum urmează să le scurtez, atât pe astea care vin la partea de sus, cât și pe astea de la partea de jos, de la urdiniș. Acestea sunt șipculițele ce au rezultat de la falț. Uite, ce frumoase sunt. Le voi folosi și pe acestea. Am făcut sem la 230 de mm. Am scurtat aceste șipcuțe cu falț. Mi-a ajuns la fix. Uitați câte am aruncat acolo. Aici puțin mai scurte. Toate au avut aceeași lungime. Dar îmi ajung la fix ce am aici. Voi dimensiona și elementele de jos. La udiniș. Astea care le-am dat într-o parte. Mă apuc de ele acum. Gata, le-am scurtat și pe acestea. Le-am așezat aici. Acolo sunt cele cu falț. În această filmare v-am arătat cum am prelucrat elementele din lemn pentru aceste roinițe din polistiren. Momentan atât în această parte. Urmează să mai fac o filmare legată de fundurile acestor roinițe. Fundurile le voi face din USB. Și vreau să vă filmez, să vă arăt și acest lucru. Cum procedez și cum fac aceste funduri din USB. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă doresc multă sănătate și spor la treabă!